Având în vedere că domnul Dragnea are o condamnare? Criteriile de integritate sunt, cum se spune, self-evidente. În niciun caz, nu voi desemna o persoană care este urmărită penal sau condamnată penal sau are probleme de integritate de altă natură. Eu am spus de mult, clasa politică trebuie să se reformeze, trebuie să avem politicieni curați și acest criteriu va fi evident unul din criteriile, nu cele mai importante, va fi criteriul eliminatoriu.